Echipă nouă. Echipă tare. Echipă tare, da. A fost o zi chiar mișto. Chiar ați venit și ați adus o atmosferă foarte tare în grupul nostru. Și aveam nevoie de aglaz. Pe lângă partea sportivă, pe lângă partea că aveam nevoie de fete și au venit chiar două, pe lângă partea că aveam nevoie de un băiat rapid, cum ești tu, Marius, aveam nevoie și de energia cu care ați venit, sincer. Da. Chiar m-am simțit foarte bine astăzi. Da. Și din păcate, am să luăm și desert. A zis, bă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și-n saca. Sorine, 1000 de fire de păr să scadă, mă, pe zi. Pe zi, 1000 să scadă, mă. Ai zis tot corp, nu? Nu, a zis dacă e capilar sau corpul ăla. A zis la general. Mama, e foarte săraculiță. Da, eu am mai pus. Doamne, sărate, vezi? M-am trezit de câteva ore, am simțit un pic de frig pe la spate, un pic de frig pe la ureche, un pic de frig prin stânga, prin dreapta. Am dat cap în cap cu Roxana, Nemes, dar nu e nicio problemă, am reușit să mă odihnesc. Mă place. Îți place? Sincer, eu chiar îmi place, da. Și bine, nu e ca și cum ar fi condiții, clar, dar parcă mă așteptam să fie și mai rău și nu știu. Serios? Ce. Serios? Mhm. Când s-a pus în discuția aia cu dormitul noaptea, știi, bine, na, nu e confortabil deloc să dormi scândura aia, știi? Dar... Așteptai să fie mult mai rău. Da, mă așteptam să fie mult mai rău. Nu? Nu știu dacă m-am speriat, că nu știu dacă asta a fost intenția, dar poate, na, știi cum e, că fiecare are o... altă percepție. Exact, are un alt mod de a îndura, știi? Corect. Da. Nu mă... Aici e presiunea psihică cea mai mare. Sunt convinsă. Restul e cancan, dormitul, deja... Detalii. Mâncarea, exact. Sunt detalii. Traseu, chestii de-astea, nu eu cum oram așa la o concluzie de-astea, că aici este mult, e joc psihologic, e joc din asta, adică exact. Jungla aici păi, este... despre asta e vorba. N-a fost parcă nici atât de greu, mă tot întrebau colegii de dimineață dacă nu mă doare pe aici, dacă nu mă doare pe aici, prin dreapta, prin stânga. Deocamdată nu m-a durut, într-adevăr, n-a fost somnul ăla odihnitor cu care eu sunt obișnuită de la, eu știu, 10-11 seara și până a doua zi la 8 dimineața.
Mi-am dat seama că sunt, încă au rămas oameni după atâta timp de foamete și ce-au mai trăit ei pe aici și asta mi se pare foarte, foarte tare. Până acum ce ai văzut? Cum te știi? Care de treaba? Important e că eu ajuns. Da. Mi-a venit până aici, mai departe te descurci. Asta era primul pas pe care trebuia să fac să ajung aici. De restul m-aș fi ocupat pe parcurs. Tu știi ce mi-mi pare foarte bine? Te ajutăm ce? Că imediat a intrat, l-a dat imediat. La faimos, uite-te aici. La primul joc mă așteptam să mă descurc mult mai bine. Venisem eu așa cu niște idei în cap, cu un plan, dar știi cum e. Întotdeauna, nu, niciodată planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Am avut câteva scăpări, câteva, nu neapărat accidentări, câteva piedici. M-am piedicat pe acolo, am căzut, dar e important că am adus punct. Băi, nene, bine ați venit pe insula noastră. Bine, da, am găsit. Cum vi se pare? Spuneți-ne că noi tot vorbim aici, de ne-am plictisit noi de cât vorbim. Spuneți-ne și voi. Cu marea asta aici, ce putem să spunem? Super. Este un loc exotic, nu a fost niciodată un loc mai frumos decât acesta. Băi, lăsați locul o parte, că eu chiar mă bucur că au venit oameni noi. Prima zi la Survivor a fost nu foarte grea, să zic așa, mă așteptam puțin să fie grea, dar traseul mi s-a părut... Să nu zic nici greu, dar nici foarte ușor. Am avut puține emoții la primul traseu, dar deja la a doua rundă mi s-a părut așa mai lejer, am fost mai relaxată. Probabil au fost emoțiile alea înainte de primul traseu, dar în rest a fost ok și în rest și cu acomodarea tot a fost ok, adică mă adaptez foarte repede la orice situație și în orice condiții. Sunt șapte oameni care au plecat din echipa noastră și de la început. Bine, da? Că acum s-a făcut o echipă mai puternică. Mai puternică, pe bune, deci chiar este un nou început și voi ați venit... Chiar ați venit cu un entuziasm super nou, așa, știi, și parcă area dinamism. Mi-ați mai dat, da, mi-ați mai dat ceva. Am ridicat moralul, așa puțin, da, să zicem. Da, chiar ați ridicat voi trei că ați venit, plus Andrei, care a venit acum câteva săptămâni. Ați adus super freșăneală, să zic așa. Acum, fiind prima zi, încă nu am reușit să mă apropii în parte de fiecare, să vorbesc, să se deschidă și să mă deschid în fața lor, să îi cunosc separat exact cum sunt ei și cum gândesc. Cred că este nevoie de mai mult timp. Știi care parte? Că noi avem o vorbă aici, jocuri se câștigă de la bestiar, știi? Marionia este bestiarul nostru, aici. Dacă avem o armonie bună în camping, în momentul în care sunt pe mare, că ne plimbam pe mare, că aici căutam lemne, pana mea, nu știu. Și avem de făcut aici. Da. În momentul în care plecam la jocuri, carne tocată cu ele, frate. Tac, 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 tac. Pot să zic că nu e prea departe ideea mea cu ceea ce am descoperit eu pe ei aici, pentru că sunt la fel și pe partea sportivă și ei ca oameni. Se vede că sunt sinceri, se vede că sunt organizați. Pe partea sportivă, aici poate să difere, pentru că acum poate să aibă o zi bună sau o săptămână bună și după aia o săptămână proastă. Dar am văzut că unii au adus puncte, alții nu, dar s-au descurcat foarte bine pe traseu, ceea ce nu depinde neapărat de ei, pentru că finalul poate să fie decisiv și poate să ajungă unul mai târziu și să recupereze, ceea ce s-a și întâmplat cu unii dintre ei. Avem treaba de făcut aici în camping, ne împartim în grupurile. Ca zici, uite, mai încolo, voi doi mele lemne, voi doi spargeți cocos, voi doi faceți focul, voi doi paturile. Da. Exact. Mi-a plăcut foarte, adică îmi place că sunteți organizați. Păi aia am făcut de la vreo organizare, dar știi cum organizare? Până și la jocuri. La jocuri cât avem de așteptat acolo. După aia când plecăm, să plecăm cu toți împreună, să mergem, să fim acolo unii lângă alții. N-am zis că nu mai suport lenevia, că l-am dat, nu mai suportam să văd oameni comos care nu fac nimic, mă luau cu mele și numai pe mine, exact. Așa că se face treabă, că nu știu, știi ca mama, cum sunt mamele. Știi care e, că Survivor nu e doar despre sport, asta e problema. Normal. Survivor nu e doar despre sport și atunci când o parte din timp o petreci și în camp și o parte mare din timp o petreci în camp, nu poți să stai să nu faci. De activitate, da, nu stai să vezi cum unul face și celălalt stă și doarme și... Exact. Nu mai au acel ceva care
să-i facă să lupte ca la început și cred că le prinde bine că am venit noi cu forțe noi și o să încercăm cu toții să ne ajutăm între noi și să meargă echipa noastră până la final. Hai, am sare pe foc, că ceva nu prea avem de gătit. În oală. Bine ați venit. Nu putem să-i adaptăm noi. Noi le arătăm ce știm, ce am învățat noi până acum și... Bă, cum a spus și Romina și Marius, îi văd foarte deschiși la adaptarea asta. Cindy să vedem cât de deschisă și cât de ok va fi adaptarea, dar am încredere. De unde mănâncă unul, mâncăm tot. Și dacă unul plângem tot. Să mâncăm? Hai să mai mâncăm ceva. Mai vrei să mănânc? Cocos? Da, vrei. Mai spargem un cocos. Păi tu vrei să slăbesc? De cont. Bă, tu nu ești sănătos? Nu cred că au fost zile în care nu v-a susținut. Da, au fost zile în care efectiv nu ne-am susținut. Pur și simplu nu ne mai suportam unii pe alții și s-a văzut că am pierdut în zilele aia. Adică contează foarte mult vibe-ul echipei și, cum am zis, contează să fim toți uniți. Își doreau să piardă pentru a curăța echipa și a scăpa de vericile slabe. Deci să înțeleg că nu mai era lupta între războinici și faimoși, era practic lupta noastră. Atât adică de repede. Da, prea repede. Repede. Asta am zis și eu că, bă, parcă prea repede s-a întâmplat chestia asta, în condițiile în care am construit o echipă foarte faină, adică am început să construim bine, au făcut, și la un moment dat s-a disipat totul. Dar care a fost motivul? Au venit persoane noi în echipă, au început să se împrietenească foarte bine. Nu, eu sunt subiectiv aici. Cine a venit nou? Nu, cine a venit nou? Nu știu. Da. Sebi și Ana sunt. Nu, da, mi-a venit, dar au fost dinainte de ei, da. Adică. În fine, sunt realiști. Eu încercam să țin echipa cât se poate de unită și să. Problema este că după asta am încercat să facem o alianță. Alianțe, bănuiesc că toată lumea se așteaptă să fie pe peste tot. Într-adevăr, eu și Elena avem o relație bună, o relație de prietenie, încă dinainte de Survivor. Eu nu-mi doresc să fac parte din nicio alianță, îmi doresc să votez poate din punct de vedere social. Sau dacă echipa decide că trebuie să fie neapărat votat o persoană care e verică, slabă, sau ea își dorește să plece acasă, ok. Dacă nu, în momentul în care urc pe drumul ăla unde trebuie să votez, ce îmi vine mie în cap, în suflet, aia fac și cu asta basta. De-aia ți-am spus, ție, simte-te bine. Fă-o pentru tine, fă-o și pentru echipă, dar să nu crezi că îi dezamăgești pe ceilalți. Zani face afirmațiile astea, clasamentul acesta al vericilor slabe, din săptămână în săptămână, dacă aduci punctul sau nu, dar asta nu înseamnă că băieții au adus tot timpul puncte, adică este un top al fetelor, atâta top. Nu vreau să consider că acest quartet care se întâmplă aici la voi, la Survivor, e practic o biserică a noastră împotriva altora. Sub nicio formă, suntem niște oameni care avem o anumită chimie, avem un anumit mod de a gândi. Să știm clar ce lecție avem de învățat aici și să încercăm să ieșim la final cu fruntea sus, indiferent de situație. E foarte greu. Eu știu, dar vă las să te vorbiți ca între fete, că haide ca între fete să vorbim, așa? Să vorbim în cort, da? Că nu avem noi bărfe de-astea de fete. Stai liniștit, de asta ți era frică, așa-i? Dar nici noi să luăm cocos. Urăsc discuțiile astea. Să luăm cocos cel mai bine, să facem... Hai! Hai să vedem ce poate, cine poate, cum poate și pe de altă parte. Nici nu vreau să am așteptări. Sunt persoana care întotdeauna a considerat că vrea să vadă partea bună a oamenilor și partea plină a paharului și, da, recunosc, de multe ori în viață am fost dezamăgită, dar asta nici nu înseamnă vreo secundă că mă voi duce să ridic eu sabia sau să încerc eu să demasc pe cineva. Pur și simplu iau lucrurile ca atare.
În partea 3 suntem foarte forță de tot. Ai seama ce se întâmplă acolo? Și de comunicare, cele mai importante joc. Ceartă după ceartă. Păi sunt ceartă între bărbați. Ceartă după ceartă. Aia, că ei rămân, nu se gândesc la chestia asta, că ei rămân bărbați mulți, dar să ceartă între ei. Nu o să mai, nu ce să mai zic. Dar ieri ați văzut cum plângea pe bancă? Cine? Majda, da. N-ați văzut? Pentru că Majda e foarte delicată, Majda e foarte... Plângea, efectiv plângea pe bancă. O iubesc atât de mult, el aici favorit și trebuia să mă minalizez. O iubesc atât de mult pe persoana pe care o voi vota, dar o voi vota pe parte sportivă, că este veriga cea mai slabă. Tu știi ce se întâmpla la chiar noi acolo în situația aceasta? Mm. Faceam o strategie, ai votat pentru unul dintre, de exemplu, unul care aduce multe puncte, că se știe că nu se duce mai departe. Tu oricum, una de asta, două, placă. De ei n-am vorbit între ei deloc. Ce faci, Cindy? Mă atâmesc. Da? Hai să-ți... Albert. Da, hai să-ți prezint. Să-mi arăt... Da. Sunt destate talentat, slavă. Da, te aici. O să punem titlul Totem pe fiecare. Minunat. Am făcut și niște teme, exact. Punem câtul Totem, să-l înlovim. Ce trebuie să... Da. Și în loc de minge, în loc de săculeți, folosim nucă de cocos. Hai să vedem. Uite, avem și niște cercuri, știi că folosim. Cred că este benefic să facem așa o pregătire în prealabil, mai ales că noi nu suntem obișnuiți încă cu toate traseele și având experiența traseelor dinainte, ne-am mai explicat și cu cercurile acelea, cum și cu loviturile. Oricum este benefic pentru noi orice învățăm și o să ne folosească pe parcursul următoarelor trasee. Fetelor, eu mă gândeam să mai facem niște unelte cu care să ne antrenăm. Ce ziceți, mă ajutați să facem și un pic de curățenie pe aici? Facem curățenie imediat. Facem, da? M-am atenat un pic, dar cercuri, bine, cu cercurile putem să aruncăm, pentru că avem pe toate și jocuri din astea, dar nu le-am făcut pentru a mă juca, le-am făcut că voiam să încerc să fac o capcană pentru pești, să prinde pește, să avem ce mânca și m-am gândit la un proiect cum să-l fac, dar durează, e nevoie de mult timp până o să fie gata, o să fac... ca o cușcă, să fie, vor intra pe și de-aia nu vor mai putea ieși. Cu fetele mă înțeleg și cu ele la fel de bine ca și cu băieții, adică nu avem, e prima zi, n-avem cum să avem divergențe. Chiar cu Melina am fost la căutat de crabi, chiar am și găsit și de seară o să îi și gătim. Și da, mi explică tot ce trebuie, mi arată unele lucruri care nu le știm noi aici și să ne acomodăm mai ușor. Și sper să fie bine. Ia uite-l, mama lui de crab. Deci asta e destul de vezi, mărișor. Da. Uite încă unul. Bravo. Hai să băgăm aici. Cu noroc astăzi. Băi Romina, bine ai venit la Războinici. Da. Trebuie să mai mâncăm, să supraviețuim. Încă n-am ajuns la partea cu a mânca vietăți, melci sau crab sau ce mănâncă ei, dar cu siguranță o să mănânc și acolo. Eu sunt venit de curând, poate nu simt aceeași nevoie de a mânca orice, dar cum mă știu pe mine mâncăcios, știu sigur că o să ajung și eu în pragul ăla în care o să caut melci și o să trăiască. Bine, o să caut oricum,
ca să fie pentru grup, dar o să caut și pentru mine ca să mănânc, pentru că știu că o să-mi fie foame și când o să am ce să mănânc, o să mănânc melci. Starea echipei este una destul de bună. Sunt niște conflicte care s-au terminat, dar nu s-au stins. Din nou ar putea să înceapă un conflict, pentru că am văzut că Elena o spăla în ureche pe Andreea. Băi, în continuu, nu ai voie tu cu concurentul nou. Trebuie să vorbești, să știm toți ce vorbești cu el, că poți să-l îmbrligi. Elena era numai așa cu Andreea. Și îmi zic, băi, nene, ce faci? O speli în ureche? Trebuie să vorbim cu toții. Și am zis, Andreea e grijă la șerpi, foarte mare grijă la șerpi, ca o limba lungă. Și m-am referit exact la Elena, cu care m-am certat. Fericire, aș vrea să mă înțeleg. Fericire. Nu te mai lăsă plec. Am o stare bună atât eu cât și grupul de spirit. Suntem bine din toate punctele de vedere, ne-am înțeles bine. În ultimul timp n-au mai existat certuri. Mă bucură să știu asta. Și mergem înainte cu tupeu, vorba aia. Doar că am o presimțire așa că suntem un pic dezavantajați pentru că le-au venit lor forțe proaspete trei și nu ne-a venit doar una. Auzi, Caterinca, dar tu îți dai seama că noi din 6 băieți, 3 dintre noi trebuie să ia 2 puncte neapărat de fiecare? Obligatoriu, da. 6 puncte trebuie să le avem la băieți, că la ultimul joc am plecat cu 4-0, ești nebun? O să aducă și Andreea 2 puncte, nu? Da, ăia care... Avem încredere. Ăia care apucă să joace de 2 ori. Avem încredere în ea. Da, s-au antrenat ieri. O să vedeți că o să aducă 2 puncte. Să vezi ce... O să vadă ei ce o să pățim noi. O să vadă ei. Ridem, glumim, dar cine... O vreau pe Stan înapoi. O vreau pe Stan înapoi. Eu pe Georgiana. Au spus ăștia că, băi, e Alexandra Stan 2. Și le-am zis, nu e chiar, că Alexandra Stan la început nu trecea de o scară, de o... avea multe frici. Ea nu are multe frici, dar n-are nici chestia aia, vâna aia în sânge, nu avea. Adică... Vezi un om din prima, uite, n-a câștigat, dar uite ce mare de reparat. Că, na, poate știe să alerge, dar ea nu știa să arunce, nu știa picior cu mână greșit. Adică sunt genul de oameni care au nevoie de instrucțiuni pentru membrele pe care le au. Acolo intră și Andreea, nu este cu răutate, dar când o vezi că nu știe să arunce, s-a împiedicat de scândura aia, adică nu s-a atins la multe chestii, nu că a greșit o chestie. Aia zic, nu mi se pare că are vreo șansă să se... mobilizeze, pare imposibil. O să mărim de foame, mă, nu? Și pe ăsta noi îl lăsăm un jador, când fiecare să-l antreneze. Și așa îl doare spatele. Cele alea două ce le-a de ce eu? Îți dai seama că ăsta a visat numai Crăciunul. Vine Crăciunul. Dar de ce eu? Că ți-e frică de el, de ce tu? E bun. Dacă e bun, om. Lasă-vă că le iau eu Zane și cu Cosmin, de-l dăm în toate trampolinele alea, ești nebun la cap. Îl tăvălim. Am văzut că unii dintre colegii mei, mai în special Jador, zicea că e frică de Marius Crăciun, că e un sportiv bun. Că... Bine, dacă și mie mi-a fost frică de Starlin să mă bat cu el, că am văzut că dădea foarte bine la final și mi-era frică doar de, din punct de vedere al îndemânării la final. Și uite că l-am bătut până la urmă, adică... Depinde cum ajungi acolo, dacă ajungi înaintea lui, tu ai 2-3 secunde să dai înainte și dacă dai bine s-ar putea să le nivelezi și numai... Astea sunt niște lucruri de la persoană la persoană, de relativ, nu știu, nu ar trebui să ne fie frică, ar trebui doar să ne motiveze. Bă, s-au avem prezentat un pic bine, ei toți trei. Am fost bine până acum, am câștigat multe meciuri una după alta, yeah. Dar
E cam, bă, e cam groasă treaba. Bă, eu vreau să mai văd o zi, două. Nu-mi pierd speranța. Da. Nu, poate a fost o întâmplare, poate. Eu mă refer mai mult la fete, păi asta, deja la, nu putem la... noi. Bă, vezi că și fetele lor, fetele alea două au fost foarte disperate, înțelegi? Păi asta zic, că vreau să mă aștept. Ai văzut cu ce putere dădeau? Până se mai relaxează. Dacă și dacă își învață un pic ținta la cum dădea. Da, mă, sunt pregătite, se vedeau clar că erau cât de cât pregătite fetele. Ce m-a impresionat foarte mult la ele este că aveau foarte multă energie și putere. Nici o fată de aici de la Survivor care mai este sau care a fost, nu am văzut să aibă atâta energie și atâta putere la final. La final au ieșit din apă și amândouă fugeau, ratau și fugeau după alea, nu se opreau, nu erau. Și dădeau cu o mână, adică nu dădeam noi băieții așa, că n-aveam țintă, puterea aveam, dar n-aveam țintă și dădeau ele așa și au și câștigat. A fost șocantă intrarea celor două concurente de la Războinici. Săptămâna asta, dacă pierdem, Andrei are bilet dus întors. Cam, da. Zice Andreea, mă, aia de-a fost la ei, mă, cum îl cheamă? Mihaela. Nu, mă, săptămâna asta Andrei are imunitate, guys. Da. Și asta. Trebuie să câștigăm neapărat un joc de imunitate din două. Că dacă le pierdem pe amândouă, e gros. Energia grupului în momentul de față e una bună dintr-un anumit punct de vedere, adică simt că nu mai e o energie proastă din cauza că unii au ceva cu cineva. Suntem în foarte mare dezavantaj, însă nu este imposibil să câștigăm. Trebuie doar să mă ambiționez și eu și ceilalți, noi băieții, să ne ambiționăm mai tare. Încredere în Elena și Ana avem, în restul nu am încredere absolut deloc. Într-adevăr, suntem la un joc foarte important, urmează un joc de imunitate. Suntem foarte bine ca și echipă. Am patul de Moise și la jocul asta de imunitate, băi, le mănânc pe voi, trebuie să câștigăm neapărat, nu mă interesează. Chiar oamenii noi au venit cu un vibe foarte mișto, aveam nevoie de treaba asta și noi am rămas cei care trebuia să rămânem uniți și cu siguranță vom da din ce în ce mai multe pe traseu și nu doar în traseu, o să avem o armonie atât în camp cât și peste tot. Dacă am putut săptămâna trecută în 7, acum că avem întăriri, săptămâna asta cred că rupem fără dubii. Și întăriri bune. Vrem ca fetele să aleagă primele, pentru că am observat că fetele de la Faimoș sunt puțin mai slabe, iar noi avem puțin avantaj și cu fetele noi, dar și cu fetele care au rămas, pentru că sunt deja forță. Iar apoi băieții să ne aleagă pe noi pentru a egala situația. Responsabilitatea cumva este pe cârca fetelor. Nu este presiune sau ceva, dar avem mare. Eu nu am o mare încredere în voi. Cu toți. Și sunt, cu toți. Da, cu toți. Avem o mare încredere în voi și sunt sigur că puteți să ne aduceți multe puncte. În ultima perioadă ei s-au detașat mai mult față de noi și trebuia tot timpul să recuperăm. E destul de obositor și fizic și psihic. Oricât de montați încercăm noi să fim atunci pe bancă. Așa că acum sper să ne meargă strategia, să ne detașăm noi și în a doua rundă să terminăm repede. Sunt înaintea jocului de imunitate și vreau să spun că mă simt foarte bine, mă simt pregătit. Simt că ăsta va fi jocul nostru, îl vom câștiga. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.